În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Gânduri în vremuri de molimă și frică. Iubiți credincioși, după cum constatăm cu tristețe, în această primăvară trăim vremuri deosebit de grele. De-a lungul istoriei, omenirea a trecut prin multe încercări similare cu cea la care generația noastră este martoră, dar oamenii nu s-au dezumanizat. Au continuat să se iubească, să se roage și să spere și Dumnezeu le-a dat putere să renască. Acum, noi suntem încercați în chiar perioada cea mai sfântă a anului liturgic. Odată cu postul mare, am fost nevoiți să ne confruntăm cu o provocare care ne-a tulburat existența, obiceiurile, rutina cotidiană. Postirea ne-a fost ca o continuă răstignire a neamului și a lumii întregi. Am escaladat fiecare propria noastră golgotă. Am pătimit împreună cu Hristos, ne-am răstignit și tot cu Hristos, așteptăm izbăvirea și reînvierea. Iubiți credincioși, preoții și călugării noștri au constituit avangarda acțiunilor spirituale, dar și umanitare, filantropice, impuse de noile condiții de existență cauzate de molima ce bântuie planeta. Le mulțumesc așadar prin acest cuvânt și le sărut sufletele lor receptive la poruncile bisericii și receptacole pentru ceea ce este esențial din toată această frescă a umanității atât de întunecată. O parte din ei mă întreabă, cum de altfel se întreabă și între ei, ce va fi? Ce să facem? Cum să facem să ne salvăm viața și sufletele în această grea încercare? Iar eu, în calitatea mea de întâi stătător al acestei eparhii, sunt dator cu un răspuns. Așadar, dragii mei, cartea care ne învață cum să ne comportăm și cum să reacționăm în astfel de vremuri grele este Sfânta și Dumnezeiască Scriptură. Sfântul Pavel spune, cercetați scripturile, căci în ele veți afla cuvântul vieții. Ceva mai bun de citit decât Sfânta Scriptură în timpurile acestea nu există, ca de altfel și în orice timp. Aici găsim răspuns la toate realitățile noastre cotidiene. Aici se arată clar că poporul lui Dumnezeu n-a fost scutit niciodată de suferință. Și, deși cunoaștem vorba românească potrivit căruia Dumnezeu nu dă nimănui mai mult decât poate duce, totuși, Sfântul Apostol Pavel ne spune că se poate primi și mai mult decât atât. În epistola a doua către Corinteni, el spune, căci nu voi, fraților, ca voi să nu știți de necazul nostru care ne s-a făcut nouă în Asia, că peste măsură și peste putere am fost îngreuiați, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Deci, se poate să primim și peste măsură și peste putere. Rațiunile lui Dumnezeu sunt neștiute și nepătrunse. Iar Sfântul Apostol Petru, în prima sa epistolă sobornicească, ne spune, într-o aceasta vă bucurați, măcar că acum ar trebui să fiți triști. Încercați ființi de multe feluri de ispite, pentru puține vreme. Apostolul vorbește așadar de multe feluri de încercări, nu doar de una. Au amenințat de-a lungul timpului viața omului nu doar coronavirusul sau ciuma, holera și alte calamități. Dar ce este important de reținut din cuvântul Sfântului Apostol Petru este afirmația finală, pentru puțină vreme. Ispitele nu vor dura o veșnicie, sunt trecătoare, dar providența divină va dăinui,
pentru că prin vrerea ei toate se întâmplă între noi. Nimic nu-i veșnic în afară de Dumnezeu, cu atât mai puțin încercările și întristările. De fiecare dată când omul se va raporta la Sfânta Scriptură, bineînțeles și la Sfinții Părinți, care și-au adaptat viața după cuvântul revelat, necazurile mari și permanente se vor dovedi mici și trecătoare. Întristările sunt mult mai mici decât puterea lui Dumnezeu și, foarte important, mult mai mici decât puterea rugăciunilor noastre. Permanent în istorie, Dumnezeu, prin necazuri și suferințe, a învățat poporul care este voia sa. Domnul nu și-a propus să omoare pe nimeni. Dacă voia să o facă, nu avea nevoie de coronavirus. Necazurile te ajută să crești, de aceea trebuie să ți le asumi, să lupți cu ele, valorificându-le pentru propria mântuire și pentru mântuirea altora. Ne doare că nu putem să ne rugăm în casa lui Dumnezeu, însă să nu uităm că, în sens teologic, bisericile nu vor putea fi închise niciodată. Dacă s-a închis clădirea, nu înseamnă că s-a închis biserica. Biserica este comuniunea de viață și iubire a oamenilor cu Dumnezeu prin Iisus Hristos în puterea Duhului Sfânt. Aceasta nu se poate închide, nu dă faliment, nu intră în insolvență, nu se poate distruge și nici anula. De ce? Pentru că este teandrică. Altfel spus, biserica este instituția divino-umană de care se ocupă nemijlocit Dumnezeu, iar biserica, una sfântă și universală, este și veșnică. Deci, având conștiința vie că facem parte din această instituție, de trăim sau de murim, ai Domnului suntem. Întrebarea la care trebuie să răspundem: ce trebuie să faci atunci când bântuie astfel de molime, cum este această pandemie ucigătoare, care seamănă atâta tristețe, teamă, îngrijorare, necaz? Nu vă putem spune decât ceea ce zice Duhul Sfânt în Scripturi. Fraților, tot sufletul să se supună în altelor stăpâniri, căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu, iar cele ce sunt de Dumnezeu sunt rânduite. Pentru aceea, cel ce se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii lui Dumnezeu. Deci, iubiții mei, de sunteți triști sau îngrijorați sau în necazuri, gândiți-vă la Dumnezeu. Este singura alternativă. El vă va inspira ce trebuie să faceți. A te gândi la Dumnezeu înseamnă a intra în dialog cu El, iar aceasta se face prin rugăciune. Cu atâta tehnologie, poate că rugăciunea pare ceva anacronic, caduc, dar ea a fost arma de veacuri prin care creștinii au repurtat atâtea victorii împotriva diferitelor tipuri de dușmani. De aceea și acum, și până la sfârșitul veacurilor, ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea vor rămâne suprema armă a creștinului autentic. Omul are de multe ori tendința de a indica lui Dumnezeu ce să facă și cum să facă, mai ales când timpurile sunt mai pașnice. Dar din când în când, Dumnezeu îi amintește creației sale ce le decide, iar rugăciunea devine conștientă de această intervenție a Creatorului. Așadar, prea iubiților, în ceea ce mă privește, în calitatea mea de chiriar și diriguitor al vieții ecleziale din această de Dumnezeu păzită eparhie, a Romanului și a Bacăului, ca întotdeauna, nu încerc să vă impun ceva nefondat sau vreo învățătură din afara bisericii și a tradiției sale. Ca membru al Sfântului Sinod, nu am avut și nu voi avea idei sau păreri personale asupra noilor provocări cu care se confruntă umanitatea.
nu fac speculații sau comentarii inutile, nu promovez ceea ce se aruncă în piața publică prin mediile de informare, nu mă angajez să promovez părerile exagerate ale unor grupări mai mult sau mai puțin excentrice, ci vreau să mențin echilibrul spiritual, echidistanța, discernământul, dreapta socoteală, trezvia și smerenia înțeleaptă, îndemnându-vă la ascultare față de mai mari voștri. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel, în prea multa sa grijă pentru toți credincioșii bisericii noastre dremăritoare, monitorizează și veghează cu timp și fără timp asupra a tot ce se întâmplă în țară și în lume și, determinate de consecințele catastrofale provocate de virusul ucigător, ne comunică în timp oportun cum trebuie să acționăm în consecință. Toate dispozițiile date vi se aduc la cunoștință prin colaboratorii noștri de la centrul eparhial sau din teritoriul, prin mijloacele de comunicare rapidă, având speranța că acestea, ascultându-le și împlinindu-le, vom putea diminua sau suporta mai ușor greutățile pricinuite de această molimă. Fie ca Dumnezeul nostru să ne dea răbdare și înțelepciune pentru a găsi soluții la multitudinea problemelor care vor apărea încă în lupta noastră cu păcatul și cu această molimă a cărui cauză nu se cunoaște cu exactitate. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, așa cum am nădăjduit și noi întru Tine. Doamne al puterilor, fii cu noi, căci pe altul afară de Tine nu știm. Ajutor într-un necazul nu avem, Doamne al puterilor, miluiește-ne pe noi. Amin.